Salut! Astăzi vom face unboxing-ul și vom trasa primele impresii a unui smartphone despre care am scris foarte mult în ultima perioadă pe gadget.ro. Vorbim despre Elephone P7000 Pioneer, un smartphone care la prima vedere ne impresionează cu raportul hardware-preț. Despre calitate rămâne de văzut în review-ul pe care îl veți găsi pe gadget.ro în perioada imediat următoare. Dar, după cum scrie și pe cutie, haideți să vedem cât de surprinși vom fi de pachetul acestui dispozitiv. Am deschis cutia. Bun. Avem la prima vedere telefonul. Îl dăm puțin la o parte pentru că vom vorbi imediat despre el. Avem o folie de protecție din sticlă. Mai avem și o folie de protecție normală. În mod surprinzător, primim și o husă de tip flip cover. Uitați, husa este de culoarea telefonului. Noi am primit telefonul pe culoare aurie. Mai există pe alb și pe negru. Trevor nu este chiar un auriu strident, este mai mult un bej. Revenim și asupra husei mai încolo. În pachet mai găsim și cablu USB, micro USB și probabil încărcătorul. Corect, încărcătorul. Să vedem. Deci este un încărcător de 1 amper. Încărcător destul de slab. Încărcătorul LG G2-ului meu are 2 amperi. Deci ar trebui cumva să încarce puțin mai greu telefonul. Bun. Am dat la o parte accesoriile. Revenim ușor la telefon. Îl scoatem din punguță. Și acesta este Elephone P7000 Pioneer în varianta aurie. După cum puteți vedea și pe folia de protecție pusă pe ecran, avem câteva specificații hardware. Eu vi le voi spune puțin mai detaliat. Telefonul dispune de un display IPS de 5.55 cu rezoluție Full HD 1920x1080 pixel, cu o densitate a pixelilor de 400 ppi, mă scuzați. Procesor octa-core MediaTek 6752 pe 64 de biți, 3 GB memorie RAM și 16 GB memorie internă ce poate fi extinsă cu un card microSD de până la 64 de GB. Rulează Android 5.0. Este dual SIM, camera foto este de 13 megapixel cu senzor Sony și camera frontală este de 5 megapixel cu senzor OmniVision. De asemenea, deține și o baterie de 3450 mAh. Cam acestea au fost principalele specificații ale smartphone-ului Elephone P7000 Pioneer. Uitați și primele imagini cu acesta. Este destul de elegant. Chiar îmi place. Carcasa este, capacul este din plastic, dar are un grip foarte bun. Aici vedem cititorul de amprente, senzorul de amprente. Camera foto de 13 megapixel cu LED flash. Pe laterale avem butonul de volum. Pe lateral din stânga și cam atât. Pe laterala din dreapta avem butonul de on-off, pornire-oprire. În capătul telefonului avem jack-ul de 3,5 mm și portul micro USB. Iar în zona inferioară găsim cele două difuzoare. Vom îndepărta ușor și folia. Am îndepărtat folia. Telefonul arată foarte bine. Chiar îmi place. Culoarea nu este stridentă, nu este un auriu foarte strident. Observăm și camera frontală de 5 megapixeli. La baza telefonului avem butonul de home
care este conjurat de două butoane care nu se văd deoarece sunt luminate. Momentan telefonul este închis. Imediat vă voi arăta, butonul de home are în jurul său este un inel colorat căruia putem schimba culoarea. Dar asta vom vedea după ce vom deschide telefonul. Încă o dată. Este un plastic pe spate destul de bun, cu un grip excelent. Haideți să deschidem ușor și capacul, să vedem ce baterie are în spate, deoarece bateria este detașabilă. Bun, am deschis. Observăm modelul, Elephone P7000, baterie de 3450 de mAh. Sloturile pentru cele două carduri, SIM 2 și SIM 1 și portul pentru cardul microSD, senzorul de citire amprente, camera și cam atât în interiorul capacului. Văd că are o protecție la baterie. Haideți să-i scoatem bateria pentru a îndepărta protecția. Bun. Punem bateria la loc. Punem și capacul. Uitați, interiorul este alb. Este destul de flexibil. Haideți să-l punem corect. Gata. L-am pus. Bun. Acum haideți să deschidem și telefonul. Am deschis telefonul. La început durează mai mult, trebuie să-și facă și el câteva setări. E prima oară când îl deschidem. Până se deschide telefonul, haideți să vedem cum arată comparativ cu LG G2-ul. Uitați, este o idee mai mare. Ca grosime nu sunt diferențe foarte mari, în schimb ca dimensiuni se văd destul de clar diferențele. Se pare că mai durează puțin până se deschide telefonul. Vedem sigla celor de la logo-ul, de fapt celor de la Elephone. Până atunci, haideți să vă mai arăt încă o dată spatele telefonului. V-am spus. Gripul oferit este un destul de bun, uitați, nu pare foarte mare în mână, deși are 5,55. Ce am observat, nu știu dacă se vede pe cameră. Uitați, pe marginea telefonului există o dungă neagră. Care nu are nicio legătură cu display-ul sau cu marginea. Deci este o dungă complet fără rost, care lărgește puțin telefonul și lungește de asemenea. Dar uitați-o. Da. Cel puțin la prima vedere nu mă deranjează, însă să vedem după o utilizare mai lungă ce impact va avea asupra utilizării zilnice. Gata, s-a deschis telefonul. Home,
uitați, Androidul este destul de curat, foarte puține aplicații preinstalate, File Manager, Maps, Gallery, deci surprinzător de puține aplicații instalate. Uitați, oferă și magazinul Play Store preinstalat. Este și un service telefon. Uitați, bara de notificări. Haideți să intrăm puțin și în setări. Despre telefon, telefon pe 7000, versiunea 5.0. După cum vă spuneam, uitați, butonul de home este verde. Haideți să vedem dacă îi putem schimba culoarea. Da, uitați aici, este setat pe verde, am pus yellow, uitați, s-a transformat în galben acum. Mai intrăm o dată, îl schimbăm în albastru. Haideți să vedem, uitați, a devenit albastru. Foarte interesant acest LED. Ce altceva aș mai putea să vă mai arăt pentru a vă face o primă idee? Haideți să vedem cum funcționează senzorul, decisorul de amprentă. Deci, bun, ne solicită să punem degetul pe spate pentru a ne citi amprenta. Voi face și eu acest lucru, observați, și el în acest moment îmi citește amprenta. Durează câteva secunde până o creează. Probabil nu am pus degetul bine. Încă puțin și e gata și amprenta. Bun, amprenta este gata, ne cere o parolă ca alternativă. Am pus parola și acum haideți să vedem dacă ne deblochează telefonul prin amprentă. Din păcate nu funcționează. Probabil nu a citit foarte bine amprenta. Vom reveni cu... Da. Cam acesta a fost prezentarea, prima impresie despre Elephone pe 7000 Pioneer. Un telefon de $230 care la ofertă a ajuns și până la $160. Are un grip foarte bun. Nu este exagerat de mare și vreau să vă spun sincer că îmi place acest device. Mai multe detalii veți primi în zilele următoare printr-un review dedicat pe care îl vei găsi pe gadget.ro. Am fost Mușat Cosmin, vă urez o zi nemaipomenită. Ciao!